o lucrare, nici nu știu, este și dans și muzică. Continuă cei de la studio muzical Canto Picături Muzicale, conducător Iulia Sandu. Aplauze! Ok, eu am înțeles că mai avem o problemă tehnică. O să am o deosebită plăcere să vorbesc cu niște părinți în această zi. Și de cine să mă apropii eu? O doamnă aici, foarte prezentă. Bună ziua! Cum vă numiți dumneavoastră? Doamna Angela, pentru ce ați venit azi la Grădina Zoologică? Întâmplător, am venit. Întâmplător. Și ce ați găsit aici? Paula. Ce-am găsit? O surpriză, concertul dumneavoastră. Sunteți cu copii sau sigur? Tu cum te numești? Teodor, cine e frumos. Dați-i aplauze lui Teodor că a venit și el în această zi să susțină copiii care chiar au nevoie de ajutorul nostru. Eu am înțeles că avem o mică problemă tehnică, nu e problemă, se rezolvă chestia asta. Da, și nu uitați să vă împrăștiați, vă aduceți copii, vă aduceți părinți, rude, prieteni și așa mai departe. Ori începând cu ora 13, dacă nu mă înșel, avem și un program muzical, interpreți pe care i-ați văzut la televiziune, piesele cărora le-ați ascultat la radio, i-ați văzut în concerte, o să vină aici în exclusivitate pentru dumneavoastră. Tu cum te numești? Ia spune-mi. Daniel. Și ești așa de timid de fiecare dată? Nu. Nu? Sau chipiu îți încurcă? Am înțeles. O să mă apropii aici de cineva, să văd eu. Niște un băiat aici cu tricou și cu ochelari, foarte mișto. Ce faci? Bună ziua! Bună ziua! Și cum te numești tu? Cristi. Cristi, pentru ce ai venit azi la Grădina Zoologică? Să vezi animale? Bunelul m-a invitat la concert. Unde e Bunelul? Bunelul e acolo, am înțeles. Ai fost, ai reușit deja să vizitezi și animalele sau încă nu ai timp? Ai venit deodată la concert? Doptez să vizitez și animale. Și ce animale ți-au plăcut? Ai fost? Le-ai văzut pe toate sau încă mai trebuie să mai vizitezi ceva cu șcuța acolo? Le-am vizitat pe toate. Și ce ți-a plăcut cel mai mult? Vulturii. Vulturii. Ia arată cu tine, în ce regiune sunt vulturii? Acolo. Așa că lumea care vrea să vadă vulturii la Grădina Zoologică, îi vedeți acolo. Nu uitați, Grădina Zoologică are și un site oficial, zoo.md, sau pentru cei care nu vorbesc engleză, zoo.md. Puteți să vizitați pentru a afla ultimele noutăți din lumea Grădinii Zoologice, dacă pot să spun așa. Ok, am înțeles că piesa este gata, aplauze pentru picătul muzical. Maestru, muzica! Să zburăm, yeah, yeah, să zburăm.
picături muzicale, aplauze conducătoare, Iulia Sandu. Eu am înțeles că voi mai aveți ceva? Este? O să fie, voi mai aveți o lucrare.